Harta mentală, disciplina, consiliere și dezvoltare personală la clasa a 5-a. Pentru această activitate ai nevoie de o foaie A4, instrumente de scris de preferat creioane colorate și multă atenție. Așa cum o hartă te ajută să-ți organizezi traseul pentru a ajunge la destinație, tot așa și o hartă mentală te ajută să-ți organizezi în minte informațiile pe care trebuie să le înveți pentru a le reține cât mai bine și a le folosi la nevoie. Știați că învățarea pe de rost este ineficientă? Ți s-a întâmplat vreodată să înveți o lecție pe de rost și a doua zi ai constatat că nu ai reținut mare lucru? Unor elevi li se întâmplă asta. Oare de ce se întâmplă? Pentru că este aproape imposibil să înțelegi un material prin simpla repetare a lui. Învățarea pe de rost duce la reținerea pe moment a informațiilor, iar acest lucru nu te prea ajută pe termen lung. Iată ce poți face pentru a organiza mai bine informațiile și pentru a le înțelege. Poți încerca o tehnică de învățare eficientă și creativă, harta mentală. O hartă mentală este un instrument vizual realizat pentru organizarea informațiilor foarte de ajutor în învățare și în evaluare. Aceasta poate fi desenată, poate fi realizată la calculator sau cu ajutorul unor aplicații de pe internet chiar de tine. Care variantă ți se pare că te-ar ajuta mai bine atunci când te pregătești pentru un test? Să recitești notițele din caiet? Sau din manual? Sau o hartă mentală bine organizată? Harta mentală te poate ajuta să-ți faci un rezumat, să îți iei notițe și să-ți organizezi informația. Te invit acum să facem împreună o hartă mentală, una simplă, care să te ajute să înțelegi modul de realizare. Ia foaia de hârtie, desenează un oval sau o altă formă în centru, desenează apoi un simbol pentru tema propusă. Dacă nu ești talentat la desen, poți decupa o imagine sau poți pur și simplu scrie titlul sau subiectul lecției. Subiectul propus astăzi este animale. Trasează linii curbe asemeni unor ramuri care pornesc din centru de la oval, iar la capătul lor desenează cele două chenare. Scrie înăuntru ideile secundare sau categorii. Aici vom desena două ovale pentru cele două categorii, animale sălbatice și animale domestice. Poți realiza și un mic simbol sugestiv pentru fiecare categorie. De la ideea secundară, trasează alte linii curbe, asemeni unor ramuri, iar la capătul lor alte două chenare, apoi scrie înăuntru alte idei. Repetă la fel și în partea dreaptă. Desenează alte câteva chenare, unește-le cu linii de ideea din ultimul chenar. Notează în continuare 3-4 exemple pentru fiecare din aceste două categorii. Poți adăuga alte ramificații pentru a nota caracteristici ale animalelor, precum mod de hrănire, alcătuirea corpului și altele pe care le consideri importante. Privește acum rezultatul final de pe foaia ta. Acesta a fost un exemplu simplu de realizare a unei hărți mentale. Aceste hărți pot fi folosite la toate disciplinele școlare, pot fi mai complexe în funcție de subiectul lecției sau al capitolului. Iată un alt exemplu pe aceeași temă. Această hartă a fost realizată cu ajutorul unei aplicații de pe internet numită Lucid App. Aici aveți un alt exemplu la disciplina Limba și Literatura Română, având ca titlu substantivul. Această hartă este realizată manual. Harta mentală poate avea formă similară sau formă de ciorchine, pânză de paianjen sau o rețea de casete conectate între ele. Pentru realizarea ei, îți recomand să folosești culori diferite pentru fiecare idee secundară sau subtitlu. Acest lucru te va ajuta să identifici mai ușor informațiile. Poți adăuga numere sau simboluri prin care poți să înlocuiești cuvintele. De exemplu, aici în loc de numărul singular ai putea pune cifra 1 și în loc de plural cifra 2.
sau în loc de fenomene ale naturii poți, de exemplu, să desenezi picături de ploaie. Până ora viitoare, realizează și tu o hartă mentală la o disciplină la alegere pentru o lecție pe care o ai de învățat. Urmează pașii prezentați în material. Du harta ta la școală și fă schimb dacă dorești cu un coleg care a realizat o hartă la o disciplină diferită de cea aleasă de tine. Fii cât mai creativ! Va fi interesant schimbul, nu crezi? Mult succes!